Vin și se interesează ce pachet documente au nevoie. După care se duc, aduc pachetul de documente, este perfectat pe loc, ei nu trebuie să plece de 2-3 ori la raion. Este achitat vis-a-vis la sediul de oficiu poștal, după termenul la care a fost depus documentul, se duce și îl ridică direct de la centrul ASP, de la centrul multifuncțional la Edineț. Treaba vine la raion dacă noi avem pe loc aici. Trebuie să mă duc la raion, dar și la noi este aici aproape. E gine, de ori știm. Am întrebat de recalculare pensiei astea mele. Am întrebat-o și a spus că se poate de făcut. Dat un surâț, am întrebat și s-a aprobat și asta e tot. Dar mi-a spus ce fel de documente trebuiesc, cum să le găsesc. Dar m-a venit pachetul toate documentele care le-am strâns și pe urmă am dat tot, am scris o cerere ca să înceapă lucru. A fost telefonată de o persoană în etate de vârstă de 83 de ani. Dumnezeu ei este slab văzătoare și cu probleme locomotorii. A fost telefonată pentru reexaminarea pensiei. Au depus online documentele, cererea, după care peste două luni a fost telefonată de doamna în cauză și într-adevăr mulțumită că nu trebuie să apeleze la Edineț, a apelat direct la noi și am ieșit din situație foarte ușor. Lumea a mai auzit pe la televizor, pe unde s-a discutat, au venit. Au văzut că e bine, un lucru, un drum se scutește, lumea de lăsat mai greu se poate deplasa undeva până la raion și lumea e foarte mulțumită și într-adevăr sunt, mă rog, suntem din sat și vedem, persoane sunt care se adresează, destul de multe. La noi merge, sperăm să meargă și în continuare.